fazele pe site-ul nostru digisport.ro. Partida este în format live text, de asemenea cele mai importante faze în format video. Maftei nu reușește deocamdată CFR-ul să verticalizeze atât de mult pe cât și-ar dori. Piccolo pentru Sepsi. Cora. Celestino. Din nou Maftei. Aglomerează bine în zonă centrală Ceahlăul. Așa apar foarte multe pase în lateral ale gazdelor. Piccolo încearcă să creeze și el superioritate în jumătatea adversă. O minge excelentă a lui Voș pentru Ciprian Deac. Doar Capetanos este în careu. Deac întoarce foarte bine. Vine șutul lui Rui Petru și este 1-0 pentru CFR. O fază parcă desenată. Și iată, Ciprian Deac revine în echipa CFR-ului cu un asist. Nu s-a grăbit deloc acolo Deac. Știa că trebuie să apară un alt jucător la marginea careului de 16 metri pentru finalizare. Capetanos ținut în careu, Rui Pedro venit fără marcaj, finalizează excelent, iar CFR conduce cu 1-0. Faza a plecat de la această pasă a lui Adam Voș, plecat din poziție regulamentară de Deac, întoarce excelent la Rui Pedro, care în acest moment devine cel mai bun marcator al CFR-ului în campionat. 6 reușite. Capetanos. Este faultul lui Aloisio aici. Să vedem cum va reacționa echipa lui Costel Enache. Am văzut de multe ori în acest sezon momente bune de fotbal la echipa din Piatra Neamț. Se încearcă și la Piatra Neamț un joc cât mai particularizat, o identitate în ceea ce privește fotbalul jucat de Ceahlăul. Deocamdată însă ineficient. Centrare pentru Deac și reluare spectaculoasă. Încă o ocazie pentru CFR. Iar Deac și-a găsit momentul perfect să revină în echipa CFR-ului. Iată această centrare foarte bună a lui Sepsi. Deac destul de liber acolo. Strânsese în centru Barna. Deac nu trimite foarte departe de poartă. Golubovici învâță întoarcă înapoi la Barna. Ichim, vă spuneam, unul dintre marcatorii din partida tur. Rusu așteaptă destul de mult Rusu până se centreze și este blocat până la urmă de Hora. Constantinescu intervine acolo. Sepsi, va fi aruncare de la margine pentru Ceahlăul. Am ajuns deja la jumătatea primei reprize. Prelungire pe spate a lui Golubovici. Rui Pedro scoate foarte bine pentru Celestino. Accelerează mijlocașul CFR-ului. Nu are nicio soluție deocamdată. Pasează înapoi la Deac. Aghire Garai așteaptă în partea dreaptă. Către el se îndreaptă această minge, însă CFR-ul pierde din nou momentul bun. Întârzie, Ceahlăul apucă să se replieze. Celestino pentru Sepsi. Minge deviată care ajunge totuși la Hora. Interesantă ideea lui Hora, anticipată totuși de Aloisio. Achim pentru Monroy. Combinație nereușită între cei doi mijlocași centrali ai Ceahlăului. Celestino pentru Maftei.
E clar, se integrează sau se reintegrează foarte bine Deac în echipa CFR-ului. Rui Pedro, destul de liber acolo, foarte frumoasă această pasă pentru Adam Voș, în careu Voș trebuie să centreze, însă scapă până la urmă mingea în afara terenului. Surprinzătoare și apariția lui Adam Voș în careul Ceahlăului la această fază. Hora aștepta centrarea, am revăzut mingea, într-adevăr a părăsit suprafața de joc. Lucanovici, Constantinescu, Monuroi acum. Foarte bine Achim, excelentă și continuarea până la Lucanovici, șutul lui Lucanovici în blocajul lui Maftei. Achim, ceva mai ambițioasă echipa lui Costelenache în aceste momente. Ce pasă bună găsește aici Constantinescu din prima. Achim a trimis în partea dreaptă pentru Golubovici, care alunecă. Este iarnă, dragi prieteni, și fotbalul întotdeauna are de suferit într-un asemenea anotimp. Cred că se pregătea să centreze aici atacantul nemțenilor. Recuperează foarte bine Ceahlăul, Achim, urmărit de Celestino, Constantinescu, scoate, excelent, minge din prima, pentru Monroi, centrare în fața porții, ajunge acolo Maftei deja la a doua intervenție în această partidă, continuă însă atacul Ceahlăului, Constantinescu nu mai poate ajunge, nu și-a preluat deloc bine această minge. Hora, Capetanus. Iată cât de sus rămâne în continuare echipa lui Costelenache. Se dictează însă fault aici asupra lui Hora. Partea dreaptă pentru Aghire Garay. Mai departe, la fel de bună și continuarea. Rui Pedro se grăbește însă, capetanul spre în spate această centrare. Acum încearcă și Ceahlăul un atac. Se joacă foarte puțin în zona de la mijlocul terenului. Excelentă preluarea lui Golubovici. Doi jucători sunt în offside acolo. Golubovici știe acest lucru și întoarce lui Achim. Monroi acum pentru Rusu. Nu are cu cine să combine în flanc și se transformă totul într-un atac pozițional, deși Ceahlăul pare o echipă cărea nu-i place neapărat posesia excesivă. Verticalizează destul de mult echipa lui Costelenache, însă în același timp nu trebuie să piardă în astfel de momente, pentru că CFR-ul poate scăpa pe contraatac. Aghire Garay a încercat acest lucru. Constantinescu scapă din nou mingea în afara terenului. A fost cei drept și o pasă destul de lungă a lui Izio. Înapoi la Felgheira și apoi Maftei. Foarte bine începe CFR Cluj acest atac. Rui Pedro, trei oameni în acea zonă. Aghire Garay apare din nou, însă de data aceasta intervine Barna. Minge pentru Ceahlăul aici. O
jucare de la margine. Se pregătește să repună Barna. Golubović lungește pe spate până la Lucanović. Recuperează Aghire Garay. Va fi din nou margine pentru Ceahlăul. Patru partide la rând în care Ceahlăul nici măcar n-a reușit să înscrie. A fost 0-1 la Iași, 0-0 cu Rapid acasă, 0-2 cu Oțelul în cupă și 0-2 acasă cu Petrolul. Dac nu poate trece de data aceasta de Aloizio. Arată bine și acest atac al Ceahlăului cu Constantinescu. Am văluit aici Rusu. Poziție de centrare. Întâmpinat acolo de Sepsi, care intervine sigur. Va fi aruncare de la margine pentru oaspeți. Intrăm în ultimul sfert de oră al acestei prime reprize. CFR are avantaj minim. Un avantaj luat în minutul 20 la reușita lui Rui Pedro. Hakim. Centrarea lui Hakim, deviată, Rui Pedro acum, n-are oameni de contraatac CFR-ul, o echipă scurtă în acest moment, însă foarte bine se scoate în centru, la Celestino, mai departe, în partea dreaptă, minge pentru Deac, care dacă accelerează poate surprinde Ceahlăul și o face foarte bine Rui Pedro, șut însă destul de slab la poarta lui Miron. Prima dată când CFR reușește să speculeze spațiile lăsate în apărare de Ceahlăul. Constantinescu, cât de repede se mută jocul la cealaltă poartă, o centrare care promitea multe. Stana apare târziu în careul lui Felgueiraș. Încă o dată, singurul gol marcat până acum în această partidă. Foarte bună pătrunderea lui Deac la pasa lui Adam Voș. Trei jucători au participat la acest gol. Hakim, plecat din offside Lucanović, într-adevăr. Are ceva mai în față acolo Lucanović. Fault aici al lui Aloizio asupra lui Pantelis Capetanos. 5 goluri marcate de Capetanos în această ediție de campionat, unul dintre ele chiar pe terenul Ceahlăului în vară. Lovitură liberă ratată destul de serios de CFR. Doi oameni lângă minge, Adam Voș și Laszlo Sepsi. Până la urmă Voș este cel care centrează, respinge Aloizio și poate fi contraatacul Ceahlăului. Foarte bună această minge pentru Constantinescu. Intervenție foarte importantă a lui Adam Voș. Care de la margine, Rusu a recus de acolo, e recuperată din fața lui Golubović. Antelis Capetano se levită foarte frumos pe Aloizio, vine și Rui Pedro la combinație, foarte liber, în partea dreaptă este Deac, să vedem continuarea lui Deac. Barna îl scapă foarte des din vedere pe Deac, iar acesta profită din nou, minge care iese în afara terenului și va fi corner pentru CFR Cluj. Apare într-un târziu Barna, însă doar în momentul în care Deac pătrundea în careul nemțenilor. A
Același Deac răpune. Linge scoasă la 16 metri. Rămân doi oameni de contraatac pentru Ceahlăul în cele două flancuri, aproape lipiți de tușă, Constantinescu și Stana, ținuți însă sub strictă observație de Sepsi și Aghire Garai. Mai apar și găuri în gazon. Vă spuneam, a venit iarna, prima partidă a acestei etape, însă după această fază, Antelis Capetano s-a aflat în poziție de offside, spuneam, prima partidă a acestei etape, Gloria Bistrița, Universitatea Cluj, s-a disputat la o temperatură de minus 7 grade. Revăzut faza. Deac cearcă în centru. Din nou Deac, ceva mai liber aici Laszlo Sepsi. Primește însă Hora. Hora se întoarce foarte bine, continuă Hora și intervenția lui Constantinescu. Din nou lovitură liberă dintr-o poziție foarte periculoasă pentru CFR. Nu sunt foarte convins că cel puțin Constantinescu l-ar fi atins acolo pe adversarul său. Însă probabil a făcut-o Rusu. Celestino. S-a încercat o schemă nereușită, încă o centrare a lui Voș, într-o zonă însă de nu se afla niciun pericol pentru poarta lui Miron. Nu stă foarte mult pe gânduri portarul nemțenilor și iată cât de frumos își face aici mingea Stana, deposedat însă de Ciprian Deac. Un meci foarte bun făcut până acum de Deac. Rui Pedro apare în dreapta, 2 contra 2 în careu. Dacă Rui Pedro reușea centrarea, ar fi fost cu siguranță o fază din nou periculoasă. Intervenția lui Ichim aici, penalizată de Comănescu. Și din nou fază fixă la poarta lui Miron. Deac se pregătește. Este acolo și Aghire Garai. Însă Deac este cel care trimite direct spre poartă. O pasă fără adresă aici a lui Rusu. Felgheiraș a cam înghețat în poarta CFR-ului în această primă repriză, dezmorțit doar la acel șut al lui Constantinescu din minutul 17. Șut foarte bun, de altfel, cel puțin ca intensitate, s-a fost pe centrul porții. Felgheiraș a respins atunci peste. Recuperează Ceahlăul într-o zonă foarte importantă, însă Monroy greșește pasa. Tot el ajunge acum. Stana pentru Lucanovici. Mai departe Achim. Fenta lui Achim. Și o pasă apoi în partea stângă la Barna. Urmează centrarea pe jos, Golubovici. Și este o execuție absolut fantastică a lui Golubovici. Super gol reușit de Ceahlăul. 1-1 în minutul 38. Nu s-a grăbit deloc Barna cu această centrare. Golubovici a avut timp să se așeze exact pentru această finalizare impecabilă și Golubovici reușește al șaselea său gol în acest sezon. Iată, 6 goluri Rui Pedro, 6 goluri Golubovici. Deja este un duel între cei mai buni marcatori ai celor două echipe. Superbă reluarea lui Golubovici. Portarul care n-a putut fi învins la Manchester este învins de această reușită a lui Golubovici.
Primul gol, vă spuneam, înscris de Ceahlăul în ultimele patru etape